Pregătirea profesională și pregătirea fizică a pompierilor militari care încadrează această subunitate se făcea cu dificultate din cauza spațiilor insuficiente ale vechiului sediu și a condițiilor pe care le putea asigura acest spațiu. Noua clădire oferă suficiente spații atât pentru desfășurarea activităților zilnice și pregătirea personalului operativ, cât și pentru garantarea mijloacelor tehnice cu ajutorul cărora pompierii militari din cadrul gărzii de intervenție Bumbejiu intervin pentru gestionarea situațiilor de urgență produse în raionul de intervenție. În dotarea gărzii intră și o auto specială de stingere a incendiilor cu apă și spumă și un autocamion de intervenție, iar în cel mai scurt timp se va achiziționa și o ambulanță SMURD. Chiar dacă suntem o instituție aflată în prima linie a luptei împotriva noului coronavirus, iar prevenirea răspândirii acestui virus necesită o atentă gestionare și o intervenție promptă din partea noastră, suntem în permanență preocupați de condițiile în care își desfășoară activitatea colegii noștri din cadrul subunităților de intervenție, pentru că asigurarea tuturor condițiilor necesare contribuie la îndeplinirea profesionistă a misiunilor, ai cărei beneficiari sunt cetățenii. Relocarea gărzii de intervenție Bumbejiu este unul dintre obiectivele pe care conducerea ISU Gorj și le-a propus pentru realizarea în anul 2020. Printre altele, se numără și operaționalizarea punctului de lucru Rovinar și alte lucrări de modernizare efectuate la toate subunitățile din județ.